scandal la un adăpost de câini din Constanța. Activiștii pentru drepturile animalelor s-au luat la bătaie cu hingherii care ajunseseră la adăpost cu o mașină plină de maidanezi. Afară toată lumea, că s-a închis spiritele! Afară! Toată lumea afară! Ușa închisă la mașină! În momentul în care a venit mașina după teren, parcă au nebunit, s-au transformat. Au început să tragă de mașini, să sară la bătaie la băieți, strântiți pe jos, juliți. M-au tras de mine, deci se și vede aici. Deci m-au zgâriat, m-au luat de gât, m-au trântit jos, un domn Macovei. Același domn s-a urcat cu picioarele pur și simplu pe mine. Activiștii pentru drepturile animalelor aveau acordul primăriei de a vizita și fotografia adăpostul. Ei susțin că au fost împiedicați să vadă condițiile în care sunt ținuți câinii. Exact când au deschis ușa, unii din câini, poate asta nu v-au spus cei de la ecarisaj, erau legați în plasă. Și de aici a apărut acea, domne, dă-i drumul, ce faci, cum îl ții așa? Angajații de la ecarisaj spun că în spatele acestui scandal ar fi un zvon apărut pe o rețea de socializare, conform căruia o barjă cu câini de la Sulina trebuie să ajungă la Constanța. Agresorii s-au ales cu dosar penal pentru loviri și alte violențe.